Ați văzut, mă, ce ciufulită era doamna Udrea azi? Vai de mine! Nici doamna Mihaela Rădulescu când s-a tăvălit prin făină nu era așa despletită. Ai gata, mă, fără glume, așa are doamna Udrea părul, da? N-ați văzut pozele cu dânsa când rupea la Miss Buzău? Ne vedeți? Ăsta-i părul ei. Așa e ea la origine, e creață, e ondulată. Hai gata, mă, terminați cu prostiile astea, că apoi se supără iar domnul Turcescu pe noi. Nu vrem să se supere Securache pe noi, da? De ce ne-au arătat-o procurorii pe doamna Udrea azi? Păi a avut meci, da, cu ăia care au denunțat-o. Păcat că nu se taie bilete la meciurile astea. Da, mă, lua femeia și îl întindea cu placa. Părul, zic. Era culmea, mă, să aibă placă de întins părul și să nu aibă fion în celulă. Eu prima dată am crezut că a folosit cabanoșii primiți de acasă pe post de bigudiuri. Și ce păr lins aveați înainte, doamna Udrea. Dar na, au cam dispărut lingăi între timp, nu? Ești exact așa cum ni te-am imaginat. Sweet. Altfel, domnul Băsescu, gata, domne, s-a rezolvat, vă ia apărarea doamna Udrea, da. A zis că n-ați protejat pe nimeni, domne, că a fost un președinte excelent, un om extraordinar. Și că dacă ar fi să o ia de la capăt, ar fura alături de dumneavoastră. Nu, nu, băi, nu așa era textul, mă iertați. Bă, cine s-a jucat, bă, pe textele mele? Deci, logicienilor care o tot țin Gaia Mațu cu protecția oferită de Traian Băsescu apropiaților săi, le recomandăm fie să renunțe la această aberație, fie să susțină că și acum procurorii acționează politic. Gaia Mațu? Ce are Mațu cu justiția, doamna Udrea? Haideți, mai bine să o lăsăm așa dacă începem să vorbim urât, da? Vă purtați cu părul ciufulit, vorbiți urât, v-a educat de varu pârna aia. Cu toate astea, nu poți, mă, să nu te întrebi câtă precunoștință să aibă ca femeie pentru un bărbat. Ea e în pușcărie, se bate cu șobolanii pe burtă seara, au turnat-o toți prietenii, dar ea se gândește tot la el, să-i fie lui bine. Și el vrea să-i fie nașul fire.